O dată la 3 secunde, un om are nevoie de sânge. Suntem pregătiți să salvăm vieți. De la o singură donare, poți salva viața a 3 persoane. Rămâneți aici! Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ei bine, este ora 7:49, soarele de-abia a răsărit pe cer, iar noi suntem pregătiți să salvăm vieți. Cum salvăm vieți? Ei bine, astăzi este o dimineață foarte specială, pentru că astăzi, dis de dimineață, m-am trezit să merg către centrul de transfuzie unde donez sânge. De-abia am făcut ochișori și energia continuă să vină către mine pentru că știu că urmează să donez sânge, urmează să salvez vieți și asta mă face cât se poate de fericit. Acest vlog este unul informativ, este unul în care doresc să vă iau cu mine, să vedeți procesul prin care trebuie să trecem atunci când vrem să donăm sânge și desigur minunatele și multele beneficii pe care le au donatorii. Cu toate acestea fiind spuse, haideți să începem cu începutul. Cum putem să ne informăm când este nevoie de sânge? Cum putem să ne programăm și dacă ne trebuie o programare pentru a dona? Și unde se poate dona în Brașov? Pentru a ușura și viața donatorilor, au apărut două aplicații care pot fi utilizate pe telefon, care pot informa donatorii în legătură cu campaniile existente, cu nevoile necesare și cu un program în care pot să se programeze pentru donare. Este vorba despre aplicația Donorium, pe care o am și eu descărcată pe telefon, și aplicația Blood O Challenge, care de asemenea este și ea descărcată pe telefonul meu și unde pot să beneficiez de informații legate de donarea de sânge, unde pot să văd campaniile existente și nevoile necesare și desigur să mă programez pentru următoarea mea donație de sânge. În Brașov există un singur centru de donare sanguină, este vorba de Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov, unde urmează să mergem chiar acum. Pentru mine este a doua oară când donez sânge, am mai donat anul trecut, însă vreau de acum încolo să fie o rutină și să donez regulat. Iar acum probabil vă întrebați de ce să donăm sânge, de ce m-am trezit dis de dimineață de când a răsărit soarele pregătit să donez sânge. Ei bine, răspunsul este cât se poate de simplu, pentru că este nevoie. Statisticile confirmă că odată la 3 secunde un om are nevoie de sânge. Iar în România, studii efectuate pe populația țării susțin că doar 2% din populație donează sânge. Acum probabil vă întrebați de ce este nevoie de sânge și cine are nevoie de el. Sângele donat este stocat, iar apoi este utilizat în transfuziile sanguine. Aceste transfuzii de sânge sunt necesare în timpul unei intervenții chirurgicale, precum tratarea unei boli sau în timpul unei operații. Este nevoie atunci când oamenii au suferit accidente grave și au nevoie neapărat de sânge. Și de asemenea pentru tratarea COVID-19, deoarece se folosește plasma din sângele celor care s-au vindecat de această afecțiune. Și de asemenea este nevoie de sânge pentru refacerea stocului de sânge din spitale, care este utilizat atunci când este nevoie. Iar o informație foarte importantă este că de la o singură donare poți salva viața a 3 persoane. Acum că am aflat pentru ce este nevoie de sânge, haideți să vă explic care sunt beneficiile din punctul de vedere al donatorului și de asemenea ce trebuie să faceți ca să donați. Am ajuns în curtea Centrului de Transfuzie Sanguină din Brașov. Programul este deschis de la ora 7 la ora 12 în toate zilele de luni până vineri. Haideți să ne informăm împreună și să trecem în continuare prin tot acest proces. Haideți! Mai avem câteva minute înainte să intrăm în centrul de transfuzie, iar până atunci, haideți să vă explic regulile pe care trebuie să le respecte donatorii înainte să doneze. Înainte de donație cu 48 de ore, este interzis consumarea alcoolului. În dimineața donării, este recomandat să se consume un mic dejun ușor, care nu are alimente de origine animală.
este recomandată consumarea fructelor și legumelor și consumul de lichide este foarte, foarte important. Iar fumătorilor le este interzis să fumeze înainte cu o oră de donare. Dacă toate aceste reguli sunt respectate, Centrul de Transfuzie Brașov sau orice centru din țară vă așteaptă și sunt pregătiți pentru a colecta sângele. Haideți să intrăm! La intrarea în Centrul de Transfuzie Sanguină din Brașov ni se oferă acest formular care trebuie completat cu detaliile legate de sănătatea noastră, care să ne confirme dacă putem sau nu dona în continuare. Ceea ce trebuie să știți este că sunt anumite reguli. Este important să nu fi suferit o intervenție chirurgicală în ultimele 6 luni. Intervalul de vârstă între care se poate dona este de 18 și 60 de ani. Și important este că greutatea minimă la fete este de 55 de kg, iar la băieți 60 de kg. În afară de aceste lucruri, alte boli sau alte tratamente medicamentoase pot să conducă la a nu putea dona, dar asta o să vă confirme medicul de specialitate pe care îl întâlniți aici. Completând acest formular, îl dăm mai departe celor de la Centrul de Transfuzie și procesul începe, prin care o să trecem imediat, după care o să mergem și să donăm. După cum v-am spus, beneficiile nu sunt de partea doar celor care primesc sângele, ci și de partea celor care donează. După completarea formularului, am mers în următorul loc unde mi s-au colectat câteva picături de sânge din deget, unde mi-au fost analizate hemoglobina și glicemia pentru a vedea dacă sunt compatibili pentru a dona astăzi. De asemenea, celor care nu știu grupa de sânge, acesta este locul potrivit în care să o și afle. Eu sunt A pozitiv, așa că energia pozitivă poate vine și de acolo. Mai departe, după ce am aflat că totul este în regulă, voi urma să merg în sala de recortare, unde o să mă așez pe scaunul și o să mi se recorteze sângele. În momentul acesta, sângele îmi este recoltat în această punguță de lângă mine. O să se recolteze 450 de ml de sânge, însă acest volum de sânge se va regenera în intervalul unei zile. Așa că mâine voi avea sângele la loc în corpul meu, pentru că organismul își face treaba. Așa că așteptăm aici 5 minute, timp în care mi se recoltează sângele, după care ieșim afară și vă spun în continuare beneficiile donării și ce putem face după donare. Rămâneți aici! Oficial, sângele meu a fost recoltat, iar tot procesul de colectare a durat doar 5 minute. V-am spus de la început că donarea de sânge are beneficii multiple. Haideți să vă spun acum care sunt beneficiile pe care le-am obținut în urma acestei donări. Din sângele pe care l-am donat se va face un set de analize gratuit, la care vom mai avea acces după 3 zile lucrătoare. De unde le voi ridica? Chiar de aici, de la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov. Pe lângă acest set de analize gratuit, donarea ajută și la îmbunătățirea stării de sănătate. Pentru cei care donează constant, sângele lor trece printr-un proces de reîmprospătare care îmbunătățește sistemul imunitar. Pe lângă aceste beneficii care au în vedere sănătatea donatorilor, există și beneficii materiale care sunt oferite celor care donează. Această adeverință, care dovedește că am donat astăzi și mă va scuti de la orele de muncă sau orele pe care trebuie să le am la facultate astăzi sau participarea la cursuri la școală. Desigur, această adeverință este valabilă doar în ziua în care a fost făcută donarea. Un alt beneficiu material care există sunt bonurile de masă, care sunt în valoare de 65 de lei și pot fi folosite în orice supermarket. Un alt beneficiu pe care l-am primit este acest cupon de la Rompetrol, care susțin donarea de sânge și oferă donatorilor un sandwich și un fresh de portocale. De asemenea, pentru cei care donează, este recomandat să nu se consume alcool sau să nu fumeze după cel puțin o oră după donare. Astăzi mă simt mândru și împlinit, pentru că știu că sângele meu va salva vieți. De asemenea, de la început v-am spus că nu am venit astăzi singur, ci am venit alături de echipă, care au donat înainte și pe care doresc să îi ascultați și să vedem care a fost părerea lor în legătură cu donarea și experiența lor. Haideți să-i ascultăm!
Bună, eu sunt Andreea Burlac, președintele de la Rotaract Kronstadt Brașov și mă bucur foarte mult că am putut să venim astăzi împreună cu clubul nostru coleg, să zic așa, cu Rotaract Brașovia. Am venit practic și am donat sânge. Și în primul rând ar trebui să știți de ce trebuie să faceți asta și de ce este în îndatorirea noastră să facem asta. Este un proces extraordinar de simplu și rapid. Deci dacă vii de dimineață, se rezolvă lucrurile foarte repede, lucrurile sunt foarte structurate, știu oamenii exact unde să te trimită, unde să mergi mai departe, să faci toți pașii din partea asta de donare. Nu durează foarte mult, e simplu, eu cred că este de datoria tuturor să-și rupă o jumătate de oră din dimineața lui ca să vină și să aibă oportunitatea să salveze atât de multe vieți și cred că este super, super necesar. Și mă bucur că am reușit să facem asta și mă bucur să suntem împreună. Hei, eu sunt Claudiu Adam, sunt viitor președinte la Rotaract Kronstadt și astăzi am fost din nou la donare. Vă invit cu drag să faceți asta cât mai des. E extrem de benefic atât pentru oamenii ce au nevoie de sânge, cât și pentru voi ca persoane. Vă face foarte bine corpului, puteți căuta pe internet toate beneficiile donatului periodic și vă încurajez cu drag să faceți asta. Procesul e foarte simplu, oriunde l-ai face, nu doar la Brașov, puteți dona oriunde. Vă aștept cu drag la următoarea donare să venim toți împreună și cam atât, mulțumesc! Din păcate, situația mea este puțin diferită față de a celorlalți. Eu am venit astăzi cu emoții, dar super încântată să donez. În schimb, când am ajuns aici și după ce am completat formularul, mi s-a spus că din cauza faptului că am astm bronșic, nu pot dona. Și atunci i-am susținut pe colegii mei și am luat parte la tot procesul, care este incredibil. Totodată vă încurajez pe toți să donați, pentru că este o foarte mare nevoie și nu doar pentru beneficiile pe care le aveți, ci pentru viețile pe care știți că le puteți salva. Acum, probabil vă întrebați când mai pot să revin aici, deoarece v-am spus de la început că vreau să devin un donator constant. Ei bine, începând de astăzi, trebuie să număr 70 de zile. Atâta este perioada care trebuie să treacă între prima și următoarea donare. În medie, un bărbat poate să doneze de maxim 5 ori, iar o femeie poate să doneze de maxim 4 ori, durata dintre prima și a doua donare fiind de 90 de zile. Astăzi, misiunea noastră aici s-a încheiat și plecăm fericiți de la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov, pentru că sângele nostru va salva vieți. Sunt fericit că să știu că sângele, plin cu energie pozitivă, va ajunge acolo unde este necesar. Și nu uita că și tu poți să fii erou. Rămâneți aici, ne vedem data viitoare!